10 baitare, pentru că tot i-am făcut și asta, a făcut și asta și uite, lumea nu, nu mi-am atins fericirea aia de acolo, deși eu am muncit pentru ea. Dar poate muncit pentru altă, pentru munca altuia, nu pentru propria mea, pentru că n-am căutat să-mi găsesc propria mea misiune, propria mea rațiune de a fi. Acum, ca cinstit vorbit, eu vin complementar, pentru că am trecut prin aceste etape, școala Nexus e în România, totuși, de 25 de ani. Și școala Nexus pornește la toate principiile și avem copii care au pornit în varianta asta, până la vârsta acum, care au integrat aceste probleme, în care au înțeles ce înseamnă nu să proiectez mintea mea asupra pomului să văd care tulpină, rădăcină, osmoză, stomate și alte chestii în frunze și geometria frunzei, ci să contemple pomul pentru a învăța modul în care pomul se împărtășește, îmbogățindu-l pe el, într-o comuniune mai particulară, care înseamnă altă formă de contemplare și nu de cercetare, care înseamnă nuanță semantică, pentru că noi facem asta copiii de atât timp, mai că așa este, dacă vin în România și o spui că o face, nu se uită nimeni. Dacă vine din sănătate, toată lumea se duce pe problema respectivă. Avem o problemă. Și poate să învățăm să ne ajutăm, ca să nu mai avem problema asta, pentru că noi am fost chemați la ONU și am prezentat în școala secolului 21 la ONU în plen programul Nexus al României. Asta e tragedia acestei situații, în care nu ne ajutăm între noi să promovăm în parteneriat, în lume, părțile profunde. Dar închid partea mea de iritare generală. Sper că nu, e o problemă istorică, Căci coada a vrut să fac aici, dar a putut să-l în Franța, dar a putut aici, celălalt a putut să-l în partea cealaltă. E o chestie interesantă, așa, care ar merita tot ca memă de nație, că pentru mine elementar este așa cum a putut fi seamănă mai mult cu mema din memetică, care este genetica corpului social și merită discutată și chiar propune niște discuții apoi de tehnologie ca să vedem dacă nu o dată mai sus o dată, pentru că altfel intrăm în conflict cu partea academică și păcat. Acum vreau să vă spun ce cercetări facem noi în etapa respectivă, apropo de această triadă ontologică definită de Drăgănescu cu informații, energie, materie, în care problema de negentropie, deci de informații, de fluxuri informaționale, care de fapt sunt elementele din spatele multor lucruri, dintr-o informație de tip ontologic, nu informație de tip știre sau viți, problema, arhetipul ăla cu care natura lucrează, se constată lucruri extrem de interesant. Apropo de faptul că trebuie și pregătesc sala, fundamental. Acum, dacă aș fi să spun studenților sau profesor, să fiu la Ministerul, am lucrat niște ani la Ministerul Cercetării, eram consilier la domnul ministru Ede, pe la ministrul Lan, eram într-un grup de 36 de specialiști care încercam să ne împărtășim și noi acolo, să îi ajutăm pe cei din Ministerul Învățământului să ridice problema. Dacă le-aș spune acum că trebuie să facem la început de oră o proiecție de genul ăsta, când eu aveam probleme că trebuia să spun studenți, elevilor să, la clasa 12 și eram preluat de director care dacă mă verifica că nu fac asta, dacă are unghiile tăiate și are bastituță, secolul ăsta, pe eu să-i spun că trebuie să-i proiectez dimineața, seara, să fac meditație, cred că... Deci vă dați seama cât de mare este problema. Dar nu ne împiedică chestia asta. Pentru că, acum ce înseamnă informație? Informație înseamnă negentropie. Eu sunt pe patru tipuri de definire a conceptului de informație și unul este legat de negentropie. Entropia este legată de fluctuații, de zori, de zgomot. Deci noi acum începem să vedem că toate actele astea, toate impulsurile astea care le putem măsura, sunt un zgomot. Princeton a făcut un Global Consciousness, o chestie interesantă, este o rețea globală care studiază fluctuațiile în zgomotul unor sisteme speciale electronice, din astea porți cuantice. Și vede că atunci când există informații importante care zguduie sub planeta pe anumită stare emoțională, alea sunt deja sesizate de către fluctuația asta cuantică. Deci, cea mai simplă fluctuație cuantică este microfluctuația de temperatură a apei. Dacă aveți o apă, apă distilată, apa nu e apă. Nu este CO2, H2O, varianta că stau bezmetice moleculele de acolo. Apa stă în niște clastere foarte interesante. Are o dinamică, este o structură care e cea mai frumoasă și mai interesantă substanță, da? Și are niște momente ciudate, când se schimbă ea de la sine, ca și când, și atunci noi avem o ipoteză în cercetarea noastră la Academie, echivalentul apa un cuplat informațional și studiem cu atenție. Ce înseamnă o altă arhitectură internă? Înseamnă fluctuații în entropia mediului, care înseamnă vizualizată prin legătură de temperatură. Numai că trebuie să ai niște condiții de măsurare. Dar avem laboratoare subterane undeva în Deva, de aia geodinamică, în care e un mic spațiu de liniște, o anumită zonă. Sunt experiențe care îți arată că în clipa în care încep să proiectezi aceste zone pentru a face și dacă o faci reproductiv, repetitiv, acele elemente încep să aibă o latență și încep să creeze un mediu numai când duci acolo. Degeaba o biserică care o anumită stare în spațiu respectiv, dacă este de calitate, dacă cineva o încarcă,
dacă nu e o construcție, nu, deși construcția este interesant rezonant. Am jucat cu niște cercetări pe termografie în infraroșu și am văzut niște unde staționare termice foarte interesante, structura asta de biserică care ar trebui să aibă acolo vreo de turbulențe. Nu, e foarte interesant, merită puțină atenție. Dar asta e nevoie de cunoaștere. Dacă n-ai înțeles ce e informație, dacă nu faci distinție între diferite formule, dacă nu le-ai înțeles și ai făcut mai mecanic și ai învățat pe în afară, dacă n-ai pătruns ce înseamnă derivată, de ce ai nevoie de vector și de ce trebuie să ajungi un vector care e nevoie de un tensor, deci dacă n-ai înțeles asta, atunci nu poți să te codifici. Și ce îi spunem în final? Păi nu, trebuie, nu mai e nevoie de știință, e urâtă știința. Hai să facem la iubire și asta e inima, trebuie o emoție. Și credem exact în păcatul ăsta, că n-are ce să mai controleze. Eu de la Steiner am învățat extrem de multe, aproape că aș face toată problema asta scrisă pe Steiner, de exemplu. Și dacă o punem acum, aproape că nu contează, contează să fiu autentic. Deci dacă eu sunt autentic forma respectivă, aproape că ar trebui acum, ca să nu intrăm în conflicte de... Eu am învățat, dar devenesc cu chestia asta. Pe mine, de gândesc, m-a impresionat ca autofizică, i-am fost și asistent într-o perioadă, deci am avut un contact foarte aproape, m-a impresionat foarte tare teoria respectivă, era foarte avangardistă pentru problema respectivă și definea un vocabular specific, arhem, lumatii, informaterie, ortobion. Eu, când auzeam limbajul, era codat total. Și eu, prin faptul că eram aproape și citisem și aveam și experiența cu piramida lapide și experiențe mai ciudate, mai de interacțiuni mai subtile, am avut un dialog cu, și am înțeles puțin de mult tot ce se află în spatele cuvintelor și atunci puteam să le traduc mai într-un limbaj de genul ăsta, care este mult mai permisiv, nu se conformule. Chiar dacă am putea spune și niște formule pe aici. Dar nu, scopul nu este compresia într-o formă de surde, ci sugestia pentru a putea intra într-un joc comun, că îl va dezvolta fiecare parte. Și ce mi-a zis domnul? Am avut o sesiune de comunicare în care domnul Drăgănescu a ținut prima lucrare, a zis a doua. La sfârșit s-a făcut de discuție și cineva a indicat două degete. Și a zis, domnul Drăgănescu, de ce nu puteți vorbi așa de clar ca și domnul Munteanu? M-am simțit nu prost, înfiorător de prost, pentru că eram marele Drăgănescu care inventase, eu eram la cel puțin o copie sau, în ce caz, o interpretare. Deci am înțeles un lucru important, că dacă dai un nume simplu care e de înțeles, nu mi-a ajutat pe omul respectiv prea mult. Pentru că a înțeles-o și a înțeles că și știe. Și elementalul lui, că s-a ridicat imediat, este, a, este posibil dacă știi ce a zis academician, nu Drăgănescu, nicio problemă. Dar ce Drăgănescu putea să folosească cuvinte care existau în vocabular, dar pentru că aveau conotații diferite, fie istorice, fie conjuncturale, fie politice, fie de altă natură, fie ambivalente. Fie ambivalente sau conflictuale, el a redefinit și a scris o prima carte a lui, profuzirile lui material, numai pentru două cuvinte. Ca să facă distinție de gândire aristotelică între substanță și formă, cu celelalte două, între lumatie și informaterie. Deci o carte. Și echipa respectivă și-a bunde și-a codat și conceptual și-a transferat, într-adevăr, din secolul ăla profund, al înțelepciunii profunde, în secolul ăsta. Folosind semantica corespunzătoare, structurând o carte, făcând o gramatică internă, făcând un corp conceptual, care a fost probabil după aceea foarte interesant și completat și de gândirea lui Vărin Colceac, cu care începe să structurăm și începe să avem niște cuvinte cod a secolului 21 pentru a materializa, inclusiv o parte de măsură, pentru a vedea că nu e o poveste. Că nu e o poveste. Că viul nu este reductibil la suma elementelor chimice. Viul mai are ceva, de aceea că e câmp eteric, că se numește lucru eteric. Acum fac o ipoteză. Se numește corpul eteric, că se vede completat proprietățile, dacă e adevărată. Nu înseamnă că poate să fie măsurabil sau nu măsurabil, este mai puțin important. Dar, din păcate, partea științifică clasică nu mai am ipoteză. Și dacă nu mai ai ipoteză, cum să ce să dezvolți concluzii, măcar ca model euristic. Deci noi avem niște bariere fundamentale, dar vă garantez și cu asta închei, scuzați că am intervenit prea mult, dar, în ce caz, ideea de bază este că avem, în momentul de față, inclusiv în bănci, cu codiți, avem șansa să stăm împreună la un program inițiat de Raiffeisen Bank pentru problema spiritualitate în bancă, în actul bancar. Deci, cu adevărat, de nevoia de spiritualitate, de înțelegere acestei dimensiuni umane și retoarcerea omului în centru atenției, astfel încât economia să fie în slujba omului, nu omul în slujba economiei, a devenit un trend. Pare mic, e nici colea, dar paradoxal, la noi în România este foarte bine reprezentat. Țineți cont, vă spuneam de atâta timp, există fundația Templeton, care asta face, finanțează relația dintre știință și spiritualitate, finanțează și are un premiu anual de tipul
cantitativ premiul Nobel, care se dă în fiecare an pentru somitățile din lume care reușesc să ducă aport, nici de ușor, ca să ajungi să fie recunoscut, să iei premiul Nobel, numit premiul Templeton, în legătura știință-spiritualitate. Metodologia de lucru, tot a românului nostru, care este Bacharat Nicolescu, în programul acesta de tip Templeton, a dus și în România, 10 ani, are 45 de cărți, finalizarea acestei interacțiuni, care au fost la nivelul Academiei spectaculoase. Au fost aduși oameni de știință din toată lumea, cu oameni de dimensiuni spirituale din toate culturile. Și au avut interferențe de 10 ani în România. Nu degeaba a venit și a spus Papa la un moment dat grădina Maicii Domnului. Are o logică. Tot în gândirea asta puțină zonă. Și asta nu înseamnă că stă pe bunicul lumii și deci, mamă, ce grozav sunt românii. Nu, avem o responsabilitate, e cu totul altceva, pentru că avem șansa să integrăm ușor. Și am putea să ne jucăm cu copiii noștri, dezvoltându-i, nu făcându-i acum dintr-o dată că noi am descoperit și nu, să fie așa de frumoși și de deosebiți, încât alții se mire ce copii frumoși avem, putem să facem reclamă. Dacă vom face din asta reclamă, am pierdut instantaneu. Aș putea să adaug, am două observații. Generând formalismul, trebuie să înțeleg ce în spatele fenomenul în spatele formalismului. Formalismul nu va genera niciodată. Asta e toată problema. Deci trebuie să înțeleg. Formalismul este foarte, foarte bun. Realitatea structurală fenomenologică, prin definiție. Realitatea structurală, adică poate fi formalizată, dar are dimensiune importantă, prin definiție de structurală neformalizată. Da. Întotdeauna neformalizabilul a avut motorul, care după aceea l-am băgat într-o încapsulare numită formalizare, care are o formă oricare, limbaj natural, artificial, matematic sau pur și simplu grafic. Deci este definită de cel puțin, să zicem, 100 de ani în ce înseamnă baza filozofică modernă, care este realitate structurală, fenomenologică. Fenomenologicul se poate accesa numai prin trăire personală, qualia, trăire interior, meditații, interacțiune profundă, subtilă. O parte mică din ea se poate, cum să spun, împacheta în forme care se dezvoltă treptat, treptat, pentru împachetarea la nivel din ce în ce mai mare. Pentru că, să fim cinstiți, între gândirea care o aveam și limbajul care l-aveam acum 2000 de ani și limbajul care avem acum, o diferență mare. Însă și toată materia pe care adesea o vedem este deja un rod al unui gândit compactate, structurate, care nu înseamnă că problema este doar dacă o transform în scop în sine. Dacă recunosc ca mijloc, mă dezvolt, dacă e un scop, mă blochează. Numai că trebuie să pornim, într-adevăr, cu, și asta pornește școala de sus, de a avea un mari probleme cu copiii, cu profesori și chiar cu părinții. Căci problema trebuia întâi să ne jucăm, și alt parametru este să ne jucăm într-o școală în care nu suntem pe aceeași vârstă, mici fluctuații de vârstă contează foarte mult, pentru că devine deja în altă relație decât competiția obișnuită, naturală, pe aceeași orizontală, deci este multivârstă școala respectivă, în care problema este să nu-i arăt cum este ochiul, că ochiul o să-l învețe mecanii la școală cu descriere, să-l arăt ce înseamnă vederea, cum să asculte, care-ți atenția. Și ne-am proiectat o grămadă de exerciții în sensul ăsta, dar să știți că e foarte greu, pentru că e foarte greu să-i faci pe oameni să iasă din curiculă. E vor să trimite etichete. Și atunci, până nu ajunge și părintele să dorească o altă formă reală, văzând realitatea respectivă, va face fel de fel de invenții de școli alternative, inclusiv homeschooling și fel de fel de variante, dar până ajunge la toată povestea asta de a înțelege relația dintre om, dintre relația profundă omului cu obiectul care are minte comună, că și obiectul are minte. Mintea asta este în toată structura respectivă. Mintea din obiectul ăla îl comunic când intru în empatie și mă îmbogățește. Și după aceea spun și un nume. Revedeți că modelul lui are trei nivele de această interacțiune. A fire, a ști și a spune. A fire este ca și când, în urma interacțiunii cu pomul ăla, ca și să comunice, la un moment dat, e ca și când mi-ar arunca, m-ar fecunda trei nivele cu o imagine, chiar nici nu știu că o am, dar m-am înțămânțat. Deci, a fire, n-am conștiința încă. Dar mintea asta are această proprietate, că treptat să o desfacă și la voastră o simt, se numește a ști. Începe să întreagă chestii, pentru că l-a motivat, omul are motivația, are busolă proprie. Și după aceea, va trebui să o esențializeze, să formalizeze, va inventa și e egal cu orice pătrat. Care este partea finalizată a unei probleme de sedimentare într-o lume subtilă, într-o realitate. De aceea biserica se numește ridicarea pogorârii. Asta e definiția bisericii. Se ridică, adică mă ridic prin munca mea personală ca să fiu capabil să atrag și să dezvolt bine contactul cu sinele. Deci știm foarte multe.
Dacă mergem, când am ajuns în America, eu n-am avut cu cine să de vorbă de genul ăsta. Am încercat, de acolo aveam și experiențe interesante, dar practic pragmatismul de acolo nu e pregătit. Dacă duci pe Orient, e așa de clar problema respectivă că nu are nevoie. Aici, cumva, în zona asta geografică, în care cele două se pot întâlni fecund, poate să fie o șansă să rafinăm și din discuții de ce gen de aibă bucurătare întâlnirea, din discuția cu grupul, că avem un grup de oameni foarte deosebiți în aceste spații, în întâlniri, dincolo de, cum să spun, această, să zicem, interacțiune esențială, dar doar de cunoaștere, să putem să conceptăm, de platonare, dar putem să ne aducem aportul prin experiențe comune, care să filtreze, să genereze o structură de empatie față de problematica respectivă și să genereze creativitate ca fiecare să-și poată absorbi și conduce local atmosfera respectivă fără dogmele care ar omorâ în orice fațetă aceeași problemă pentru că intrăm să în dogme. Să nu uităm că și prin educație creăm dogme. Pe tot doamna, că și asta este o dogmă prezentată. Cu cât ne focusăm mai mult pe un anumit domeniu, cu atât este greu să... Nu vom scăpa de asta, dar putem să fim conștienți, să ne alegem, nu într-o libertate absolută, pentru că atunci este anarhie, ci într-o elemente care să înțelegem diferența între sistem și organism. Sistemul e un construct mental, organismul social este așa cum este, organismul social este așa cum este. El evoluează, de aceea se zice că omenirea are o omenire. Pentru că omenirea, în ansamblu, e un organism social. Părerea noastră despre organismul social este o altă problemă. Prunceată, deformată, partajată pe diferite, cum să spun, istorii și diferite meme sau elementar pe care am format. Dar ei acum încep să se dizolve și cel care și chiar își dorește să afle, sunt convins că va avea șansa să afle fără să intre în dogme. Dar e foarte, mi-a părut să zic, că e foarte ușor o dogmă care devine inteligibilă, este prevadă de alții ca o dogmă, că are inteligibilă. Așa că... Avem doi termene crizei. Criza educațională, de fapt, este intrarea noii generații într-o lume care este structurată